Câteva cuvinte din Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, versetul 35. Îmi trage foarte mult atenție acest text, de aceea am ales să-l citesc chiar și în seara aceasta, când tinerii sunt tot timpul la slujbă, numai poate n-ați băgat de seamă. De data aceasta a fost un pic mai mult ca de obicei. Și dumneavoastră toți cei lanți, tot tineri sunteți. Să ne binecuvinteze Domnul pe toți. Și în fiecare din noi cât de vreme să fie dorul și dorința de a-L sluji pe Domnul. Domnul este acela care privește cu plăcere și îi place când ne dedicăm slujirii și slujim Domnului, El să fie leudat. De la versetul 35 din capitolul 18 din Luca spune așa Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșa când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Isus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Din punct de vedere fizic, aici am rămas singur dar nu e nicio problemă, Domnul este Cel care ne întărește și ne binecuvintează pe fiecare. Mă gândeam să vă spun la început faptul că de obicei se spune că tinerii sunt viitorul bisericii. Vreau să vă spun ceva mai mult de atât. Tinerii sunt prezentul bisericii. Domnul să binecuvinteze tinerii. Ei nici nu știu ce este în inimile părinților. Cred că este cel mai mare cadou pe care l-ați făcut în ultimii 15-20 de ani. Să știți că părinții n-au mai mare bucurie pentru copii decât atunci când îi văd pe copiii lor că slujesc Domnului. Că se îndelenicesc cu lucrurile sfinte. Că în mintea lor, pe lângă toate celelalte gânduri și preocupări, este acela unul sfânt al lui Dumnezeu, al veșniciei și al sufletului lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, mai adolescenți sau mai tineri, și cei care vor veni din spate, și cei care în această seară n-au putut. Din toată inima să slujiți Domnului de vreme de tot, să n-aveți timp de alte slujiri, de alte feluri de slujiri. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Dumnezeu privește cu plăcere spre voi când slujiți Domnului și vă va binecuvânta. Numele Domnului să fie lăudat. Acest text pe care l-am citit în această seară este, ca multe altele, fantastic de frumos. Mie mi îmi place cuvântul, mai ales când Domnul din când în când îți mai descopere câte ceva diferit de ce ai știut până atunci. Și mi-a plăcut câteva lucruri pe care le-am observat în text foarte frumoase, foarte plăcute, Diferitele am văzut de data aceasta. În primul rând vreau să vă spun despre Ierihon. Am citit cu toți în Biblie și știm câte ceva despre Ierihon. Știm că Ierihonul ăsta nu trebuia să existe pe pământ. Pentru că a fost cândva dată o poruncă de Dumnezeu ca să fie nimicită toată cetatea. Dumnezeu a dat poruncă lui Iosua și a spus Ierihonul, mergi, îl nimicești cu desăvârșire și nu lași nimic. Nu folosești din Ierihon nici măcar aur, nici măcar lucruri prețioase, n-am nevoie de nimic din Ierihon. Dumnezeu a dat poruncă ca Ierihonul să fie nimicit din temelii. Să știți că Ierihonul era o cetate, într-adevăr era o cetate Ierihonul. Era o cetate atât de puternică încât pe zidurile Erihonului nu că puteai să mergi cu pasul, cu carul puteai să mergi. Era o cetate care părea atât de bine întărită. Să știți că într-un fel reprezintă împărăția acestei lumi și ceea ce lumea consideră că va fi veșnic. Consideră că lumea și că ceea ce se formează, se structurează, se construiește, ei cred, sau lumea crede, sau cei care le fac, cred că vor fi pentru totdeauna și nimeni nu le va dărâma. Dar să știți că nu este așa. Ierihonul a fost cetatea care a fost cucerită, știți cum? Prin credință. Să știți că în Ierihon, încă de atunci, a fost o femeie ca și bartimeu din această seară, care a crezut. Toată cetatea, să știți, când a auzit, foarte important, și Bartimeu a auzit, n-a putut să vadă nicio minune măcar, nu m-a auzit, atunci e fantastic de fundamental, puternic, cuvântul a auzit, pentru că credința vine prin auzire, nu prin vedere. E, ne întoarcem la, la ea, la Rahav. Toată cetatea auzise despre ei, citim în cartea lui Numer, capitolul 2, auzise despre ei și tremurau toți cu toată buna lor construcție și armată, deja nu mai deschideau porțile. Stăteau bine închiși și ferecați și nu mai ieșeau din cetate pentru că știa că Dumnezeu a început să se apropie de ei și îi va cuceri cât de curând. Dar o femeie în cetate spune că ea a crezut și când a văzut doi oameni sau câțiva oameni din ceata care urma să-i cucerească, i-a primit la ea în casă și a spus, faceți ceva pentru mine. Știu că pot fi salvată. Veniți la mine în casă, eu vă scap viața voastră, dar nu uitați, scăpați-mi o și voi pe a mea. Și așa s-a întâmplat. Rahav și-a scăpat viața pentru că a crezut că Dumnezeu poate să o scape prin oamenii lui. În această seară, acest om, pe nume Bartimeu, spune cuvântul că el stătea acolo lângă Ierihon. Dacă citim în toate evanghelii sau în cele trei evanghelii spune că erau doi ori, spune că era la intrare sau la ieșire. N-am vrut să vă bag în toate aceste detalii. Este vorba despre Ierihon. El stătea acolo și cerea. Și m-am gândit atât de minunat ceea ce ziceam și mai devreme spunea. El zice că a auzit. M-am gândit, mă, mă meu, dar n-ai văzut o minune în viața ta? De unde ți s-a născut ție gândul să fii vindecat? Dar tu n-ai văzut ce înseamnă o minune. Pentru că tu ce știu să faci a fost să stai în margine lângă drum. Și dacă cineva era bun primei, dacă cineva era rău la fel primei. Tu n-ai știut să faci, tu n-ai văzut minuni. De unde ai tu despre minuni? Bartimeu, să știți că a auzit și mi-am notat eu și mi-am spus credința vine în urma auzirii, nu a vederii. Pentru că au fost atât de mulți care au văzut, dar n-au crezut. Foarte mulți au fost care au văzut, dar n-au crezut. În schimb, care au văzut minuni, în schimb, el a auzit. A auzit despre el, despre Isus. Mă gândesc ce, ce zvonuri sau ce se povestea între cei cu probleme ca și el, care nu vedeau ce po că Trebuie să fie povestit cu cineva. Trebuie să fi spus de cineva că îi, îi s-a spus trece Iisus din Nazaret și el a strigat Iisus, e fiul lui David. A știut ceva, n-a fost chiar în necunoștință de cauză. -a știut, a știut pe cine caută sau pe cine cheamă și pe cine strigă. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem că a auzi este mai important decât a vedea m-am gândit dacă Bartimeu ar fi avut problemă de auz și n-ar fi avut problemă de ochi. Poate ar fi putut să vadă enorm de multe minuni, dar să rămână cu problema nerezolvată, să se împietrească ca cei lanți care le-au văzut și au mers mai departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Frumos este faptul că Dumnezeu vine să-L caute pe el acolo la Erihon. Mi-am adus aminte și de versetul din Evanghelia după Luca la capitolul 10, versetul 30 spune că un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Să știți că la Ierihon să ajungi, sau ca să ajungi la Ierihon trebuie să cobori. Dacă veți căuta din punct de vedere geografic, fizic, Ierihonul este sub nivelul mării. Trebuie să te cobori de la statura de Ierusalim, de om plăcut lui Dumnezeu, ca să ajungi la Erihon. Nu poți să ajungi la Erihon fără să te cobori. Într-un fel, tot ideea de început este toți ne naștem în starea din Erihon, în starea de păcat, în starea de depărtați de Dumnezeu. De ce? pentru că știm cu toții, prin Adam, prin părinții noștri, cândva i-am înstor spatele lui Dumnezeu, am ales să nascultăm ascultăm de Dumnezeu și prin urmare ne aflam toți și ne aflăm sau se mai află unii în Ierihon, cetatea care mai devreme sau mai târziu, dacă nu vom pleca de acolo sau dacă cineva nu va veni la noi, va fi dată spre nimicire cu absolut tot ce are această cetate. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să avem credință. M-am gândit din textul acesta, pare destul de simplu. El Dumnezeu cel care avea soluția, El orbul cel care avea problema. Și a știut fiecare ce trebuie să facă ca să-i se rezolve problema. El, Domnul Iisus, spune cuvântul, mă gândeam, dar ce a făcut Iisus? Întâi l-am luat pe El în toată această poveste ca să ajungă la om, la orbul Bartimeu și să-i se rezolve problema. Și în primul rând, în versetul care l-am citit aici, spunea că Iisus s-a apropiat. Și vreau să vă spun că primul care face pasul, în recuperarea noastră a oamenilor a fost și este încă Dumnezeu. Să știți că dacă Dumnezeu nu s-ar fi apropiat de noi, oh, nu eram niciunul nici aici și poate nici în viață. Dar pentru că El, Dumnezeu, s-a apropiat atunci de Ierihon și astăzi și în fiecare zi se mai apropie de noi, asta aduce speranță și ne face să credem că mai este o șansă pentru fiecare dintre noi. El, Isus, s-a apropiat. În Matei, de exemplu, 14 cu 25, ucenicii erau într-o situație dificilă și nu puteau să se mai apropie de Domnul. Ei abia au mai luptau să supraviețuiască, să-și țină corabia la suprafață. Dar minunat este că în situațiile în care credem că pierim, că nu o să mai putem reuși, apare El Dumnezeu și zice că s-a apropiat. Iisus când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. El este Cel care se apropie de noi. În toată această situație care am citit-o, primul care a făcut pasul și ceea ce a făcut Domnul Iisus este că s-a apropiat. Al doilea lucru, care este fantastic, care îmi place atât de mult, întreabă Bartimeu ce se întâmplă. Și titlul a ceea ce vreau să vă spun să tragi de aici. Zice, trece Isus. Știți ce a spus Bartimeu? Nu e adevărat. Isus se va opri. Marea diferență care a face în textul acesta, cei mai mulți spunea, trece Isus și gloata. Și Bartimeu a zis, nu, Isus a se oprește că eu am nevoie de el. Și asta a făcut toată diferența din text. Cei mai mulți spun ce este, trece Isus și atât prin adunare. Și tu ce faci? Nimic, Fac tot ce face mulțime, adică nimic, și trece pe lângă mine și problema este tot acolo. De ce? Pentru că nimic nu facem ca Isus să se oprească. Bartimeu a făcut ceva și Isus a zis stop. Mă opresc pentru că cineva mă cheamă. Mă opresc pentru că cineva are nevoie de mine. Mă opresc pentru că cineva mă strigă. De-aia nu avem probleme rezolvate de atâtea ori, pentru că nu îl chemăm să ni le rezolve, el trece și nimeni nu-l oprește. Nimeni nu are credință să-l atingă de poală și să-i spună, sau să nu-i spună, să meargă lângă el, să-l atingă ca Iisus să se oprească și să-i aducă vindecare. Al doilea lucru pe care el, Domnul Iisus, îl face, este faptul că Iisus s-a oprist și în alte situații vedem, de exemplu, în Luca, capitolul 7, versetul 14, spune că apoi s-a apropiat, s-a atins de raclă, cei ce o duceau s-au oprit. El de atâtea ori se oprește când vede nevoile noastre, când noi îl chemăm și când noi dorim să fim vindecați. Domnul să fie lăudat și Domnul să ne binecuvinteze. Al treilea lucru pe care îl face Isus și este atât de puternic, spune că dă o poruncă. Și spune că Isus a poruncit. Aduceți-l. Să știți că Isus contribuie atât de mult pentru a ni se rezolva nouă problema. Poate e de sănătate, poate e de școală, poate e de bullying, poate e de orice natură, că vă confruntați de mici de tot cu multe probleme. Știu asta. N-am trăit în Spania să cresc în Spania în clasele mici sau nici în liceu, dar consider că știu cât uși de cât. Nu vă știu atât de concret, dar știu că vă luptați cu multe probleme. Nu e mult să ai 14 ani și să n-ai e mică vârsta 14 ani și să n-ai probleme. Multe lucruri se frământă în mintea ta de mic. Dar să știți că Dumnezeu este cel care îi prezent ca să ne rezolve problema. Spune că Isus a poruncit când tu faci ceva, vom vedea imediat ce a făcut și Bartimeu. Iisus nu stă nepăsător. Iisus vine intenționat pe lângă tine, prin camera ta, prin cadrul în care ești tu, ca să-l oprești, ca să-l chemi. Să întâmplă că omul nu mai poate să-l cheme. Atunci intervine Dumnezeu, că mi-aduc aminte de un olog din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, care n-ar fi putut să-l caute pe Iisus. Era dus de alții acolo la scăldătoare, la Betesda, și nu putea face nimic, numai să stea în scăldătoare și poate cumva printr-o minune ajungea și el în apă ca să fie vindecat. Ei, Iisus și-a zis, mă duc la el și intru în conversație cu el, pentru că omul ăsta nu mai are resurse, nici nu mai crede în vindecarea lui. De aceea Domnul în, în anumite situații mai speciale facem mai multe intervenții din partea lui. În cazul orbului spune că Iisus a poruncit. Și să știți că ne poruncește și nouă. Sau poruncește ceva și în dreptul nostru sau chiar și nouă și spune în Matei 11 cu 28 spune, veniți, Mi asta mi se pare o poruncă, veniți la mine, dragi frați, surori, tineri, tinere, oricare am fi dintre noi, să știți că Domnul ne cheamă la el nu numai o dată în viață. Nu ne cheamă Domnul numai o dată sau chemarea Domnului de a veni la el sau de a umbla cu el nu-i numai o dată și după aia nu mai zice în situația asta în care e complicată, în problema asta care este grea pentru tine și fără rezolvare, vină la mine cu ea adu în prezența mea, sunt specialist în orice fel de problemă. Le cunosc detaliile, le cunosc amănuntele și știu soluția lor. De aceea Domnul ne cheamă la El. El să fie binecuvântat și Domnul să ne binecuvinteze. Un alt lucru pe care Domnul Iisus îl face, îl întreabă ce dorești. Să știți că ne întreabă Dumnezeu specific, pe nume, care este cererea ta. Îl întreabă cândva pe, pe Saul, pe Solomon, mă iertați, și îl întreabă care este cererea ta. Să știți că adesea Domnul vine și ne întreabă care este cererea ta. Pentru că Domnul știe că avem cereri și Domnul vrea să vadă ce cerem noi prima dată. Și să știți că el, că îmi scapă numele și îl încurc cu alte nume, el, Solomon, a știut ce să ceară. Ar fi putut să ceară multe alte lucruri. Mai avea nevoie de alte lucruri la împărăție. Avea nevoie de armată. Avea nevoie de oameni care să-l susțină. Dar el a știut ce să ceară. Și Domnul i-a plăcut atât de mult ce el a cerut, încât Domnul i-a dat ce a cerut și a dat și mai mult decât atât. El, Domnul Iisus, ne întreabă ce dorim. Domnul să ne ajute să știm ce să cerem. Și un alt lucru pe care Domnul Iisus îl face și este fantastic este că El ascultă cererea noastră. Mai credem noi că ne ascultă Domnul rugăciunile? Mai crede noi că, chiar dacă ne-am rugat mult, și știu că sunteți care vă rugați de mult timp într-o direcție, și eu mă rog, în anumite direcții, de mult timp, și nu m-am lăsat niciodată. M-am rugat, rugat pentru anumite lucruri an la rând și n-am văzut nicio modificare, nicio schimbare, identice erau lucrurile, dar nu m-am lăsat să mă rog. Să știți că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Să știți că Dumnezeu nu are ceas. Noi avem ceas și calendar și atât de mult ne încurcă de multe ori în cererile noastre sau în așteptarea răspunsului la cererile noastre. Dumnezeu nu să uită să treacă echiști timp. Dumnezeu lasă ceva peste noi sau Dumnezeu zăbovește să vină pentru că este nevoie să se prelucreze răspunsul. Este nevoie să se prelucreze el sau ea, îmi vine în minte acum. Este nevoie să se prelucreze atât de multe alte lucruri, de aceea cumva Dumnezeu întârzie. Vreau să trecem la Bartimeu, să vedem ce a făcut el. Ce a făcut Bartimeu? Mă consider că Domnul Isus dinspre partea lui face tot ce trebuie să facă. Dar mă gândesc, dar noi ce trebuie să facem? orice vârstă am avea, repet, ce trebuie să facem noi ca El, Iisus, să ne răspundă la rugăciunile noastre? Și cum aminteam mai devreme, primul lucru de căpătâi este că noi trebuie să avem credință. Noi trebuie să avem credință și credința vine în urma auzirii. Fraților, duce în lipsă de credință simplu de tot. Nu trebuie să faci filozofie sau să fii inginer sau să ai studii mari să înțelegi că ție îți vine credință din cuvânt. Pe cât de mult stai cu mintea ta ocupată cu cuvântul lui Dumnezeu, pe atât de mult crește credința. Pe cât de mult stai cu mintea ocupată în știri, în ce se întâmplă în Ucraina, e bine să te implici în ajutorarea celor de lângă tine, nici o problemă, dar cu cât stai mai mult cu mintea în dreapta, în stânga, cât a crescut prețul, ce urmează să fie, o să ne ia Biblie, nu o să mai avem Scriptură, pe cât de mult stai cu mintea ocupată cu alte lucruri, nu cu Scriptură, vreau să spun ceva sigur. Asta produce necredință. Asta produce îndoială. Pe cât mintea ta, din când în când, mai își aduce aminte un cuvânt, mai deschide Biblia, mai ia poate și telefonul, că sunt multe aplicații de format Biblie, și mai citește un cuvânt. Cine mai citește, nu știu dacă călătoriți cu trenul sau cu metro, Biblia în tren? Cine se mai oprește la prânz din zi și să ia Biblia și să citească ceva din ea? Cine își mai scrie versete pe bilețele, să și le pună undeva, să le vadă din când în când și să le citească. V-am spus că mi-a tare plăcut cândva mai de mult. Lucram într-o firmă cu mai mulți frați pocăiți și a trebuit să iau camionul uneia dintre ei, n-am știut că este al lui, să fac ceva curse și urcându-mă în camion, surprins, plăcut, am rămas să văd un bilețel pe care scria un verset. Le spuneam tinerilor, îmi spun mie și vă spun și dumneavoastră, este necesar, să ne cumpărăm hârtiuțe de alea care să lipesc. Și în fiecare dimineață sau tot la a doua dimineață să scriem un verset. Să-l lipim pe ușă, pe locul unde circulăm cel mai des, în camion, unde ești. Și să-l vezi tot mai frecvent, versetul acela. Că Domnul vorbește prin el și asta produce credință în tine. Produce credință în mine, ceea ce face să nască credință în noi. Nu este nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Este atât de important noi să citim cuvântul lui Dumnezeu. Poate e mult să citești Biblia într-un an. Pentru că într-un fel trebuie să o citești destul de în viteză. Dar vreau să vă spun ceva. Cât timp ne dedicăm altor lucruri? Mi-o spun mie și vă spun dumneavoastră, ne organizăm viața atât de bine pentru noi și cu părere de rău mi-o spun mie, atât de puțin știu să-mi organizez viața pentru Domnul. Se poate întâmpla așa cum era și într-o predică, că de multe ori seara, la ultima oră, ne aducem aminte că trebuie să citim din Biblie și poate adormim cu Biblia în mână. Dar dacă ne-am organizat ziua în așa fel, să începem timpul cel mai frumos din zi și în care ești cel mai vioi, dimineața cu Scriptura și să nu o lăsăm pe seara. Să ne organizăm timpul în care să putem să citim Biblia chiar într-un an. Să avem un stil de a gândi cuvântul Domnului, de a medita. De ce credeți că de multe ori suntem atât de ușor duși în eroare în ceea ce privește le scripturii? Pentru că citim puțin din ea. Îmi doresc din toată inima nu știu în care fel. Să știți că este o diferență când plec de aici în România. Când ajung în România cei în cadrul în care sunt, îmi vorbesc mult mai mult din scriptură. Nu știu, la tot a doua, a treia vorbă îmi spune ceva din Biblie. Îmi spune o poveste, îmi spune o întâmplare. Îmi spune ceva ce s-a întâmplat pe stradă, dacă se întâlnește cu un om, nu contează ce școală are. Nu contează că duce vaca la, la acolo unde o duce sau face altă slujbă. Cu cine intră în contact, îi spune ceva despre Dumnezeu. Găsește cuvântul și versetul din Scriptură care să i spună de ce. Pentru că în mintea lor este cuvântul mai mult decât între a noastră. Am venit aici adevărat cu un scop. Eu știu să avem un trai mai bun, dar când să mai ducem traiul la mai bun? Că dacă, așa cum se spunea, dacă nu-i Dumnezeu, nu-i fericire. Dacă nu-i cuvântul lui Dumnezeu, nu-i fericire. Este alergătură și oboseală și mintea grea și numai luciditate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. El bartimeu. Primul lucru a avut credință pentru că a avut cuvântul, pentru că a auzit. Și Domnul să ne binecuvinteze să auzim fiecare dintre noi. Al doilea lucru care este vital, cum spuneam mai devreme, norodul spune trece Iisus și atât. Trece Iisus prin adunare și ceilalți ce fac? Cei mai mulți nu fac nimic sau din norodul acesta, cei mai mulți nu făceau nimic, mergeau și ei la grămadă. Eu știu, trece seara, are unul pești și pâini, mâncăm și noi, mai vedem o minune, mai spunem ceva la iscoditorii ceilalți, că aveau oamenii lui printre acolo ca să vadă ce se mai întâmplă și informator putem să-i numim așa. Eu știu de ce mergea norodul. În schimb, el, Bartimeu, a zis Iisus nu trece, Isus se oprește. Asta a făcut diferența vieții lui. Asta a făcut diferență în viața lui și în viața noastră. De ce s-a oprit Isus? Spune că el a strigat. Nu mă deranjează oamenii care strigă în biserică. Mă deranjează oamenii care țin gura închisă în biserică. Îmi place atât de mult oamenii când vin și spun eu mâine mor dacă astăzi nu strig. Eu dacă nu rezolv problema astăzi, mâine nu știu ce se va întâmpla. De aceea astăzi strig pot de tare. E adevărat că poate vi s-a tras unora, vi s-a tras așa că a strigat prea tare. Nu vă lăsați intimidați. Nu profităm de faptul că putem să avem libertate și să ieșim din normal, dar consider că este bine să strigi. Și spuneam și altă dată și repetam ce înseamnă să strigi. Înseamnă să spui toată forța ta în direcția în care o ai de făcut. Ca să strigi, nu poți să strigi cu gura închisă. Nu poți să strigi cu jumătate de gură sau cu un plămân. Când strigi, te încordezi, pui tot ce ai în tine ca să strigi. Pentru că pentru tine contează foarte mult nevoia care o ai. Orbul a strigat, cheamă-mă, spunea Domnul. În Psalmul 50 cu 15, cheamă-mă în ziua necazului. Și necazul este la mici și la mari. Necazul este mare sau mic la părinți sau la copii, de diferite forme. Dumnezeu spune, cheamă-mă, pentru că tu ai credință, pentru că tu ai cuvântul în mână. chiamă mă Dumnezeu să ne ajute să-l chemăm. Și să știți că atunci când încep să strici, ascultați-mă bine. Aș putea să garantez aproape. Tot timpul vor fi unii care vor zice taci. Nu știu de unde sunt, nu știu de unde au ieșit, nu știu care e scopul și nici nu mă interesează. Ceea ce mă interesează este ce faci tu și ce fac eu, cel care strigă. Să știți că norodul care nu avea interes, dacă unul din norod ar fi avut interes să fie și el vindecat, s-ar fi unit cu bartimeu și ar fi strigat. Dar norodul, pentru că nu are interes să își se rezolve o problemă, spune, taci mă că deranjezi. Ne grăbim, avem o destinație. Noi mergem la Erihon. Ce ne încurci planurile? Potolește-te, stai jos. Nu vezi că ești din context? Nu vezi că ești numai tu în evidență? să știți că vor fi tot timpul oameni care va spune, taci. Norodul îl certa să tacă, m-aș ruga în biserică să nu fie. Dar să știți că sunt voci care spune să taci. Și dacă nu-i fizic, e în mintea ta vocea celui rău, care îți va spune taci, nu te mai ruga. Te rogi de ser la rând, de zile la rând, de an la rând și nu te aude nimeni. Și spune vocea asta obraznică de la diavolul taci, nu-i vocea Domnului. Nu o băga în seamă. Fantastic omul, îmi place atât de mult de el. A strigat mai tare. A zis, nu mă interesează ce se aude în dreapta sau în stânga. Nu știu cine sunteți voi, dar Isus n-a zis să tac. Isus încă mă așteaptă, eu strig în continuare. Îmi place atât de mult de ori care spune că a strigat și mai tare. Într-o cetate era o văduvă și avea nevoie să-i se rezolve o problemă și nu se nu îi se aducea rezolvare, dar spune că ea venea des. Ea nu s-a oprit în a striga. Ea nu s-a oprit în a cere. Marea noastră problemă este că renunțăm. Marea noastră problemă este că nu lăsăm să se desăvârșească lucrarea pe care Dumnezeu o are în procesul de strigare al nostru. Pentru că Domnul vrea să vadă, tu chiar vrei să fii sănătos? Tu chiar vrei să scapi de problemă? Tu chiar consider că este o problemă la tine sau vrei și tu să fii mai bine? Că la vară nu poți să faci nu știu ce sau ai un moft al tău. Să știți că Dumnezeu lasă opoziția de atâtea ori să vadă dacă strigi mai tare sau dacă taci pentru totdeauna. Dacă nu greșesc a fost ultimul drum al lui Iisus prin Ierihon. Era ultima lui șansă. Dacă n-ar fi strigat acum tare, ar fi tăcut pentru totdeauna poate. Dar pentru că știu să mai strige încă o dată mai tare, i s-a rezolvat problema. Și să știți că cel mai bine ne aude El Iisus. Și poate și glasul fizic, dar și glasul inimii. Strigați, frați, surori, și eu să strig și tineri și oricare vă confruntați cu orice fel de problemă. Nu vă opriți din a striga. Cât mai aveți suflare și glas și voce, și inimă care bate pentru Dumnezeu și credință, strigați, nu vă opriți. Strigați pentru că El Iisus vă spun ceva, va da o poruncă și se va opri. Numai după ce a strigat omul s-a oprit Iisus. Pentru că omul este om și Dumnezeu vrea să vadă într-adevăr ce are de gând să facă. El, Bartimeu, a făcut primul lucru care a avut credință, a început să strige, a strigat și mai tare și el a înălțat vocea către Dumnezeu până Dumnezeu i-a răspuns. Dar în textul din Marcul 10 cu 50 spune că Bartimeu avea o piedică. Spune că orbul și-a aruncat haina. Să știți că la Domnul nu poți merge chiar cum vrei. A trebuit să-și arunce orbul haina. Când vin prezența Domnului, Îți dai seama că sunt lucruri care te împiedică să ajungi în prezența lui. Nu știu cum să-mi imaginez pe om că s-a ridicat din șansă. Probabil stătea pe haine sau se învelea cu ea, nu știu ce făcea. Dar a văzut că pentru el haina este o piedică să ajungă repede la Isus. Să știți că, pe lângă faptul că sunt voci din afară care ne strigă să ne oprim, sunt lucruri care le avem cu noi care ne împiedică să ajungem în prezența Domnului. Și să știți că sunt atât de multe lucruri care nu sunt păcat, dar sunt piedici. Și spune versetul din Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Și îmi vine în minte o poveste simplă, dar ne ajută să înțelegem ce vrea să înseamnă piedică. Era în România, la țară, o femeie care lipsea după masă la biserică, o soră, lipsea destul de frecvent și frații au întrebat-o, soră, de ce nu vii la biserică după masă? Care este problema ta? Și spunea fraților, am o piedică. Și frații au zis, haide să ne rugăm Domnului să-ți ia piedica. Și a zis, nu, că moare vaca. Piedica ei era vaca. La ora ajungea vaca de la câmp. V-am dat un exemplu simplu. Lucrurile care sunt binecuvântări pot deveni piedici în a rezolva problemele care le sunt. Știți ce sunt piedici de atâtea ori? Permiteți-mi să vă spun, de multe ori copiii sunt piedici. Pentru că nu îi lăsăm să stea în locul în care trebuie să fie și îi punem în alt loc. Sunt atât de multe lucruri care pot deveni piedici, ele în sine nu sunt piedici. Ele în sine sunt binecuvântări. Dar pentru că nu le știm gestiona, devin piedici pentru rezolvarea problemei care o avem. De multe feluri pot fi piedicile. El, Bartimeu, și-a aruncat haina. A văzut că haina este o piedică. Îl încurcă, îl oprește, îl înfrânează, îngreuiază mersul înspre Isus, Înspre a prinde soluția de care avea nevoie. Și atunci el ce-a făcut? A dat la o parte piedica. A dat la o parte haina. Să nu punem nimic înaintea lui Isus, Să nu avem nicio altă prioritate mai înaltă decât Isus nici nevastă, nici soț, nici copii, nici loc de muncă, nici casă, nici ce vreți dumneavoastră ce aveți în posesie. Atunci când oricare alt lucru ia locul lui Isus. Atunci când sunt lucrurile prioritare ale Domnului și renunțăm ușor la ele, pentru copil, pentru un moft al nostru, pentru eu știu ce interes, pentru eu știu ce scop. Să știți că asta este o piedică. Dacă Bartimeu poate ar fi pornit cu haina, nu știu dacă să răscândea Iisus. Cert este că el a știut să dea piedică la o parte. Și cuvântul ne cheamă și ne îndeamnă să dăm la o parte orice piedică. Pentru că piedicile devin păcat mai târziu. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Mai îmi place un alt lucru la Bartimeu. Vedeți, a știut exact ce are nevoie. El n-a venit la Isus să zică, Doamne, stai să vezi. Suntem doi. Alte evanghelie spune că erau doi. Că era la intrare, că era la ieșire, nu intru. Doamne, stai să vezi că suntem, vreo, suntem și alți reproși, mai în spate, pe nu știu unde. Doamne, am o problemă din naștere, sunt uh, așa și invers și mai am și altceva pe lângă faptul că sunt orba. Știu clar ce vrea. Îmi place atât de mult și cred că Domnul îi place atât de mult să spunem clar ce vrem. Dacă nu avem un lucru, dacă ne lipsește un lucru, dacă dorim ceva, Doamne, vreau sănătate. Mă doare piciorul drept. Genunchiul mă doare. Doamne, am probleme cu rinichii. Asta e marea mea problemă. Doamne, mă dor intestinele. Asta e problema mea. Îmi place atât de mult când merge, când, Domnul acesta și când noi mergem concret înaintea Domnului. Că parcă câteodată nu avem curaj să-i spunem exact cine trebuie. Sau exact ce ne doare. El spune, Doamne, sunt orb. Poate e rușine să spui că ești orb. Sau poate e rușine să spui problema ta pe nume. Dar îmi place că el spune atât de clar, sunt orb. Asta e marea mea problemă. Problema mea este că sunt dependent de ceva. Spune-i Domnului de ce ești dependent. Ceva negativ mă refer acum. Nu trebuie să vii cu ocolișuri să-i spui scuze și motive că părinții au păcătuit, că n-au păcătuit nici ea de fapt, că problema există din altă parte. Nu. Spune-i, Doamne, problema mea este că sunt dependent de un aparat. Sunt dependent de nu știu ce ecran. Sunt dependent de nu știu ce relație. Sunt dependent de un lucru oarecare. Trebuie să-i spui concret Domnului. Nu trebuie să vii cu ocolișuri. Doamne, problema mea e asta. Și e gravă. E acută. E pe final. Am nevoie urgent de tine. Îmi place atât de mult de el ca știu să spună, Doamne, eu sunt torb. Asta este problema mea. Când mergi înaintea Domnului, Domnului îi place să-i spui concret ce ai, ce te doare sau ce dorești. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Psalmistul este un în să zic așa, mai de început, dar nu numai în viața credinciosului. Când a mers înaintea Domnului să-și se mărturisească problema lui, în cazul ăsta era un păcat, poate să fie altă problemă. I-a spus clar, Doamne, eu am păcătuit. Când a venit prorocul la el și i-a spus o poveste, i-a ilustrat ceva ca să-i relateze care este problema lui. Știți ce a făcut David și a zis, Așa este. Eu sunt ăla care am păcătuit. Ăsta e păcatul meu. Mi-e rușine de el, dar eu sunt ăsta. Este atât de important să identificăm clar și să spunem concret ceea ce dorim, ceea ce ne doare sau ceea ce ne apasă. Dumnezeu dar să ne binecuvinteze. Orice om e vlavios să se roage ție la vreme potrivită. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Și un ultimul lucru pe care îl face el Bartimeu și care îmi place atât de mult și mi-aș dori să-l facem fiecare dintre noi, spune versetul, zice că a mers după Isus slăvind pe Dumnezeu. Dragilor, eu mă gândesc că chiar mici fiind, mici mă refer o vârstă de 10, 15, 15 ani, 20 de ani. Eu cred că cel puțin odată am văzut că Dumnezeu ne-a ascultat. Cel puțin am văzut că Dumnezeu s-a oprit odată din viteza lui care credem noi că o are adesea. Și a zis, mă opresc în dreptul tău. Mă gândesc că o mică experiență avem în baza credinței care noi am avut-o. Și mă întreb, de ce de atâtea ori nu mai credem? Sau de ce de atâtea ori lăsăm să fie peste noi un duc de necredință, un duc de murmuri, un duc de îndoială și nu avem în gură cântare de laudă și nu avem în gură curajul să-L lăudăm pe Dumnezeu. Orbul acesta e adevărat, era exact după momentul triumfător pentru el, dar a mers după Isus lăudându-L, după Isus a mers. După Isus a mers, nu după altcineva și nu după altceva. Zice că a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Este atât de minunat să nu uităm că El, Dumnezeu, ne-a făcut bine. Și dacă problema ta nu s-a rezolvat până acum, și dacă nu se rezolvă nici acum, este atât de important să mergi după Isus și să-L lauzi pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Un om care a avut o problemă, o problemă serioasă, o problemă gravă, dar a știu ce să facă cu ea. Dacă pentru cei mai mulți Isus a trecut, pentru el Isus n-a trecut, pentru el Isus s-a oprit. Pentru tine Isus ce face? Trece sau se oprește? Contează foarte mult ce faci tu. Dacă nu faci nimic de foarte multe ori, Isus trece. Dar dacă tu faci ceva pentru problema ta de orice grad ar fi, Isus se oprește. Este cel mai minunat lucru să se oprească Isus. Dacă ai știut să faci ce trebuie ca Isus să se oprească... Crede în continuare că vei ști ce să faci ca Iisus să-ți rezolve problema. Nu lăsa obstaculele, nu lăsa ceea ce te împiedică în rezolvarea problemelor să se ridice, să se pună în calea ta. Dă-le la o parte în orice fel posibil și mergi în prezența Domnului, aruncă haina, chiar dacă te-a încălzit până astăzi și într-un fel poate ție bună sau are și altă semnificație. Dă-le la o parte orice te împiedică și vine în prezența Domnului ca să-ți rezolvi problema. Tineri dragi! frați și surori, ne confruntăm cu multe probleme și nu ni le spunem. Știu asta, le purtăm în inimile noastre și numai când nu mai putem, mai deschidem gura din când în când, să mai spunem sa aia de mult timp. V-am spus în această seară despre un om în dreptul căruia Isus s-a oprit, pe lângă care Isus n-a trecut, s-a oprit. Pentru că El l-a chemat. Continua să-L chemați. Să știți că Dumnezeu a făcut mari lucrări cu tineri. Citiți istoria dacă vreți. De mult, din anii 1400, prin tineri a făcut Dumnezeu mai mari lucrări. Nu că nu face Dumnezeu lucrări și prin alții sau prin oameni mai în vârstă, dar tineri au fost adesea care au avut curajul să se ridice, să citea de Daniel în Babilon. Aduceți-vă aminte de Martin Luther, uitați-vă în istorie, în Anglia și în alte părți. Tineri au fost care au avut curajul și au spus, nu, nu-i drept ce se întâmplă, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu a spus așa în Scriptură și nu s-a lăsat duși de valul și de vântul lumii care a bătut într-o parte și în alta. Să fim curajoși și să fim victorioși, să mergem de mână cu El Iisus lăudându pentru că El ne-a binecuvântat și ne binecuvintează. Vă invit să stăm ridicați pe picioare. Cu aceste cuvinte vreau să mergem într-o rugăciune în care să-i spunem lui Iisus, ai trecut de atâtea ori și nu te-ai oprit. Am înțeles că tu te oprești dacă eu te strig. Tu te-ai oprit la Bartimeu, chiar dacă glasul norodului lumii, glasul celui rău a fost staci. Chiar dacă cineva te-a mai și împiedicat după ce Iisus s-a oprit, ai făcut tot ce a trebuit și ai ajuns în prezența Domnului și Domnul s-a rezolvat problema. Mai strigă încă o dată. Vreau să vă spun ceva. Iisus este prezent aici, nu că vă spun eu și pentru că el este bun și este credincios cuvântului său. De aceea chemați-l încă o dată. Dumnezeu și astăzi face minuni. Nu trebuie să vezi minune ca să crezi minune. Bartimeu n-a văzut nicio minune. Bartimeu a auzit cuvântul și tu și eu și dumneavoastră am auzit cuvântul. Credeți cuvântul lui Dumnezeu și asta produce minune. Credința care o ai în cuvântul lui Dumnezeu Domnul să ne asculte rugăciunea și niciodată să nu ne dăm bătuți. Oricare ar fi problema ea, să o aducem în prezența Domnului și El ne va asculta. Slăvi să fie El în veci. Amin.